Când Iisus a murit pentru noi pe cruce, noi am murit împreună cu El. Iar atunci când El a înviat, am înviat și noi cu El la o nouă viață. Iar acum, așa cum scrie în Galateni 2:20, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Iar în Coloseni 3:3 spune atât de frumos, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Noi trăim pentru că suntem ascunși în Dumnezeu. Irena Krijanovska, ulterior Sandler, s-a născut în 1910 în Varșovia, fiind fiica unui medic. După moartea tatălui ei, a studiat medicina și fiindcă fusese sprijinită la facultate de comunitatea evrească, a început să-i ajute pe aceștia. În 1939, după invadarea Poloniei de către Germania nazistă, a continuat să-i ajute pe evrei, văzând că aceștia se află într-o situație dificilă. Susținută de alte câteva persoane de încredere, a creat mai bine de 3.000 de acte false pentru a salva cât mai multe persoane de la Holocaust. Fiind angajată a Sectorului Național de Asistență Socială, Irena deținea un permis special cu care putea să intre legal în ghetou, unde erau concentrați toți evreii pentru a depista cazurile de tifos. Timp de câțiva ani, pe ascuns, a scos circa 2.500 de copii evrei, ascunzându-i în valize și geamantane. Odată scoși din ghetou, copiilor li se întocmeau acte false și erau plasați în diverse familii, orfelinate sau mănăstiri. În 1943, Irena a fost prinsă și condamnată la moarte. A fost torturată pentru a spune unde sunt ascunși copiii, dar a refuzat. Când era dusă spre o pădure unde urma să fie executată, membrii mișcării Zegota au reușit să imituiască pe soldații naziști. Naziștii au legat-o de mâini și de picioare, au bătut-o, rupându-i mâinile și picioarele, convinși că nu avea șanse de supraviețuire și au lăsat-o în pădure. Deși buletinul oficial anunța moartea Irenei, Irena a fost luată din pădure, a fost îngrijită și au adăpostit-o până când și-a revenit. Irena a murit în Varșovia în ziua de 12 mai 2008, declarând lumii: fiecare copil salvat cu ajutorul meu este o împlinire a rostului meu pe pământ, nu un titlu de glorie. Moise știe mai bine decât mulți alții ce înseamnă să trăiești când ești ascuns în Dumnezeu. Când era copil, a fost ascuns într-un coș care plutea pe apele Nilului. Când a ajuns adult, Moise a vrut să-L vadă pe Dumnezeu, astfel încât El a fost ascuns în crăpătura stâncii. Starea lui omenească nu-i permitea să vadă slava lui Dumnezeu și să poată trăi. Astfel că Dumnezeu îl ascunde în crăpătura stâncii pentru a avea parte de o experiență cu totul deosebită, așa cum spune în Exod 33, versetele 21 și 22. Domnul a zis: iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Moise a văzut ceea ce a pregătit Dumnezeu și pentru noi. Va veni ziua în care toți cei care vor dori să-L vadă pe Dumnezeu în slava Lui vor ajunge să-L vadă, dar nu vor reuși în starea lor păcătoasă, ci pentru a putea supraviețui unui asemenea moment vor trebui ascunși în crăpătura stâncii, adică în Hristos. Nu mai acoperiți cu haina neprihănirii lui Hristos, nu mai ascunși în valiza iubirii Lui, putem să-L vedem pe Dumnezeu și să scăpăm cu viața. Nu mai ascunși în Hristos, putem scăpa de acuzele diavolului. Când va reveni Hristos în slava Lui, vor fi două ipostaze în care Îl vom putea întâlni. Putem fi înmărmuriți de frică, preferând să cadă stâncile peste noi, doar ca să nu-L mai vedem pe Hristos, preferând mai bine moartea decât impresia pe care slava Lui o va avea asupra stării noastre de păcat, văzând practic ce am pierdut în urma alegerii noastre. Sau putem fi acoperiți cu neprihănirea Lui, cu puterea și iertarea Lui, primind o nouă viață împreună cu El, îmbrăcați în slava Lui. Hristos vrea să-L cunoaștem pe El și a pregătit crăpătura stâncii, geamantanul salvării noastre, crucea pe care El s-a sacrificat, pentru ca să nu pierim cu mâinile, picioarele și speranțele frânte în pădurea în care diavolul vrea să ne sfârșim viața. Hristos vrea să ne ascundă în crăpătură,
ca să-L putem vedea, să-L putem cunoaște și să putem trăi. Hristos vrea să ne ascundă, astfel încât, la revenirea Lui, în loc de spaimă, să simțim bucurie.